În noaptea de 4-5 mai, creștinii ortodoxi se vor aduna în bisericile lor pentru a sărbători învierea Domnului. Această noapte de lumină și rugăciune reprezintă un moment crucial al tradiției pascale, marcând bucuria învierii și primirea luminii sfinte din Ierusalim. În România, slujba de înviere începe de obicei aproape de miezul nopții, în jurul orei 23 și 45 de minute, marcând momentul culminant al săptămânii patimilor și al învierii lui Hristos. Potrivit Basilica.ro, anul acesta Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în România în seara zilei de sâmbătă 4 mai de către Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie și va fi primită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la ora 19 la Catedrala Patriarhală. În noaptea de sâmbătă spre duminică, după miezul nopții, preoții citesc Evanghelia Învierii, iar credincioșii participă la slujba utreniei și liturghia într-o atmosferă de solemnitate și spiritualitate. Această noapte aduce împreună tradiția, rugăciunea și comunitatea, oferind un moment de reînnoire și împlinire spirituală pentru toți cei prezenți. În timpul slujbei se sfințesc și se împart bucate tradiționale, precum prăjituri, cozonaci și ouă roșii, iar credincioșii se salută cu expresia Hristos a înviat și răspund cu adevărat a înviat. Această noapte este una plină de bucurie și recunoștință, iar obiceiurile specifice contribuie la întărirea comunității și a legăturilor spirituale dintre oameni. Lumânarea de înviere este adusă acasă și păstrată cu grijă, fiind considerată un simbol al protecției și norocului. Apa sfințită luată din biserică este considerată a aduce spor și binecuvântare, fiind folosită și în tratarea diverselor afecțiuni. După slujba de înviere, creștinii iau de la biserică Sfintele Paști, pâinea sfințită și vinul, ducând astfel acasă nu doar lumina sfântă, ci și trupul și sângele Domnului. Duminică, Sfintele Paști vor fi sărbătorite cu vecernia învierii, care va avea loc la ora 13, aducând bucurie și lumină credincioșilor care sărbătoresc învierea lui Hristos.